Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și azi vorbim din nou despre Undertale și anume despre cum că Sans ar fi de fapt Steven Universe. Da, e o teorie care nu putea lipsi de aici. Bun, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de puterea morții pentru a distruge butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Vă zic din prima că teoria asta nu e chiar o teorie, adică e pur și simplu un fel de creepypasta și o conspiracy care nu are neapărat nicio dovadă care să o facă să stea în picioare. Dar am zis că dacă tot mă uit la Undertale și cum mulți dintre voi vreți content despre Steven Universe, hai să vorbim despre ea. Bun, teoria asta spune că Steven ar fi murit de o boală incurabilă. Steven era un băiat normal până când s-a îmbolnăvit de cancer și a murit, dar datorită gemului său nu avea cum să moară. Bine, i-a murit partea fizică, adică partea care se descompune și a rămas doar schelet și acel gem. Gemul a dat viață scheletului, iar astfel a devenit Sans, adică Steven After Not Surviving. Bine, teoria asta te face cumva să te gândești că, da, în mod clar, nu este confirmată sau ceva, adică chiar să se fac glume pe seama teoriei astea, dar într-un fel n-am putea spune că ar fi chiar imposibilă, că e destul de bine gândit așa. Într-un fel, nu știu dacă Steven totuși ar putea muri. Iar chestia asta, dacă s-ar îmbolnăvi și partea lui fizică ar muri, e posibil să supraviețuiască ceva din el, nu știm exact ce, dar ar avea o posibilitate așa ca teoria asta să fie una bună, deși, na, e mai mult amuzant așa și chestia cu Sans, cu numele lui, mi se pare destul de mișto făcută. Vă, ce părere aveți? Este Sans Steven? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Am visat cum bananele au cucerit pământul. Sans este regele și zeul bananelor. Yay, Undertale e jocul meu preferat, deci like. Dacă nu mă pui la final, o să chem The Infinite Banana ca să te distrugă. Hashtag Power Bananas @banana. Pătra, pătra, pătra.